Bună țară, recroială, mama ei de rânduială, ăia hoți, ăștia hoți, mama rolator. Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora 18, ora adevărului, emisiune cu și pentru dumneavoastră, emisiune în care părerea, opiniile dumneavoastră sau eventualele comentarii sunt foarte importante, de aceea în partea a doua emisiune așteptăm și intervențiile dumneavoastră. Avem premii pentru toți cei care intervin și premiile constau în invitații la spectacolul de duminică cu Veta Biri și Dumitru Fărcaș, dar avem și premii deosebite care constau în consultații gratuite oftalmologice, pentru că astăzi alături de noi este prietenul nostru, mai veche cunoștință, dar care n-a fost de mult pe la noi, Leiva Ilehar. Bună seara, bine ai revenit în studio. Victor. Așa cum ne-a spus data trecută, o să revină când are noutăți și noutăți bune în acest domeniu, un domeniu oftalmologic în care, iată, sătmărenii pot să se mândrească cu faptul că nu mai trebuie ei să meargă în alte orașe, Baia Mare, Cluj sau chiar Ungaria, cum făceam noi până acum câțiva ani sătmărenii. Cunoșteam mai bine spitalele din județele limitrofe și chiar din țările limitrofe. Chiar acum vin alții să se trateze, oftalmologic vorbind, aici la Satul Mare. O să vorbim despre o metodă nouă și foarte, foarte performantă de îndreptare a dioptriilor. Asta înseamnă că unii dintre dumneavoastră, cei care nu vă considerați destul de sexy cu ochelari, să puteți chiar renunța la ei. O să vorbim despre toate acestea, nu înainte de a face și o scurtă trecere în revistă a principalelor titluri. Dumneavoastră a citit titlurile din ziare. O să le discutăm numai pe cele politice, așa cum m-a rugat domnul doctor, numai politică vrea să discutăm multă politică, da. Deci în Gazeta de Nord-Vest, Satul Mare promovat la nivel european, este vorba despre promovările din punct de vedere turistic. Așa cum am discutat în multe emisiuni, este important să folosim zonele frumoase din județ, că altceva nu prea avem, și acum am să profit de faptul că domn doctor este unul dintre acei oameni care au ales Satul Mare, deși nu este de aici, din Satul Mare, și deși putea să aleagă un oricare alt oraș mai mare sau chiar altă țară. Ai apucat să vezi frumusețile județului sau ai avut prea multă treabă să mai ieși? Păi, oricâtă treabă are omul, tot mai trebuie să-și facă un răgaz să răsufle și am avut ocazia să vezi zona orașului. Schiezi? Nu schiez, dar pot să spun că nu-mi pare rău deloc că am ajuns aici, pentru că zona în care trăim aici, zona Satul Mare, este foarte frumoasă și foarte bogată. Orașul e plin de flori, miroase a tei. Este și mai ales apele termale care le avem în zona aici. Deci ai apucat să vezi și din... Trebuie să promovăm aceste lucruri. Sperăm, apropo de schi, să și schiem de la anul. Până acum am învățat doar să ne... Învățăm să schiem, dacă nu știm. Până acum am învățat să ne dăm cu telefericul numai, dar să sperăm că din iarnă o să și schiem. Medic șantajat de un pacient. Un bărbat din Tarna Mare l-a șantajat pe un medic sătmărean pentru a-și retrage plângerea pentru malpraxis. E sensibil acest malpraxis. Am să profit că am un invitat medic. Există oare și pacienți care neînțelegători sau care pot spune sau semnala un malpraxis chiar inexistent? Există și asemenea categorii de pacienți? Din păcate, există pacienți care, să spun așa, avem, într-adevăr, sunt foarte puține cazuri, dar există pacienți care, să spunem, sunt, pot să spun, răuvoitori, care nu înțeleg o anumită situație, care orice intervenție chirurgicală poate are complicații. Poate să aibă și efecte nedorite sau poate să nu iasă chiar și rău, nu neapărat din cauza unui malpraxis, din cauza unei greșeli chirurgicale, pur și simplu unei complicații care inerent unei intervenții. Și atunci unii pot să profite de acest lucru și să întindă coarda și să facă așa ceva. Și iată să ajungă chiar la șantaj. Pentru că până la urmă de șantaj vorbesc colegii noștri. De aici șeful jandarmeriei Satul Mare s-a pensionat, un alt titlu. În informația zilei, iată ce vorbeam, centrul de informare turistică s-a inaugurat. Părinții primesc o zi liberă neplătită pentru îngrijirea copiilor. Un alt titlu, Dumitru Păcuraru semnează editorialele Alianțele nasc contra alianțe. Da. Tot politică, nu intrăm în amănunte, domnul doctor, cu politica.
mă rog, mai multe contracte semnate. Apa Selva a semnat și azi un contract, o să vedeți la știrile Nord-Vest TV despre ce este vorba. Și iată festivalul de muzică ușoară și folk din Tășnar, pentru iubitorii de muzică ușoară și folk. De asemenea, avem multe titluri interesante pe online-uri. Sunt alături de noi colegii noștri de la Portal SM, care azi nu ne-au trimis titluri, de vreo două săptămâni nu ne trimit titluri. Sătmăreanu.net are câteva titluri. Sătmăreanul Andrei Tibil a cucerit locul 2 la turneul de șah de la Siget, puteți citi pe sătmăreanu.net. Zumba Party pentru copii sâmbătă la Beach Club Satu Mare și un nou contract de lucrări semnat de Apa Selv, contractul care v-am spus o să-l vedeți și la știrile Nord-Vest TV. Sigur că da, puteți avea multe alte titluri, repet, ediția online a Gazetei de Nord-Vest, Portal SM, sătmăreanu.net, Satu Mare online, Borcea Transilvaniei. Sunt colegii noștri care se preocupă să fiți ținuți la curent, iar la ora 20 cele mai importante știri din regiunile, știrile Nord-Vest TV. Noi revenim la discuția cu invitatul nostru de astăzi și, după cum v-am spus, o să vorbim despre, o să facem în așa fel încât să înțelegeți și dumneavoastră care este această metodă, cum se face acest tratament și mai ales care sunt efectele principale ale acestei metode de corectare a dioptriilor. Să începem cu începutul, cum ar veni. Practic, această corectare a dioptriilor se face în cazul ori a celor care au probleme cu dioptriile și nici măcar n-au ochelari, să zic așa, sau chiar a celor care au deja ochelari, dar vor să nu mai poarte ochelari. Exact. Cine deja s-a săturat, să spun așa, sau este incomodat de portul ochelarilor, acum are șansa să se scape de acestea. Și, în principal, există două mari metode de a scăpa de ochelari. În primul rând, ne-am dotat cu un laser foarte performant, cu ajutorul căreia putem efectua această intervenție chirurgicală, un laser excimer, așa se numește, care efectuează chirurgia refractivă. Adică, acest laser tratează ochiul pacientului în așa fel încât îl modelează și reduce sau parțial sau total dioptriile pe care le are pacientul, astfel încât nu va mai fi nevoie să poarte ochelari. Deci va crea o independență mai mare de ochelari. Să zic așa, nou-nouț. Apropo de acest laser, să înțeleg că nu e oarecum la îndemâna oricui și sunt destul de rare în țară. Sunt doar în câteva centre și exclusiv în clinici private în România. Este un aparat foarte, foarte scump și de asemenea foarte performant. De ceva vreme îl avem și noi aici în Satu Mare. Deja am început activitatea cu el, am avut deja primele intervenții chirurgicale. Rezultatele au fost foarte bune, pacienții au fost foarte mulțumiți și așa că mergem mai departe. De obicei, o mare problemă pentru pacienți la orice intervenție chirurgicală, deci și în acest caz, este durerea sau lipsa durerii. Da. Cât, din acest punct de vedere, cum e această intervenție? Este, intervenția în sine este nedureroasă, se efectuează cu anestezie locală, cu picături. Durează efectiv tratamentul laser câteva secunde, deci laserul fiind foarte performant reduce o dioptrie în 2-3 secunde. Efectiv tot tratamentul durează câteva secunde. Imediat după operație, în funcție de ce tehnică folosim, poate să nu sesizeze pacientul chiar absolut nimic, nicio jenă, sau uneori o mică jenă care durează 3 sau 4 zile după care trece. Și vede ca șoimul. În cele mai multe cazuri, da, sigur, asta e. Am înțeles. Scopul. Vreau să întreb, pentru că trebuie să atingem oarecum, măcar tangențial, chiar dacă nu mergem pe cifre exacte, un om care poartă ochelari și, mă rog, are și anumite ambiții de rame, dioptrii și așa mai departe, pe care îi mai pierde, îi mai rupe, îi mai schimbă, poate să, economic vorbind, să prin această operație să rezolve schimbatul de nu știu câte ori pe an a unei perechi de ochelari, că până la urmă trebuie să ne gândim și la partea practică. Așa este, deci din punct de vedere financiar, dacă calculăm câți ochelari mai schimbă omul de lungul unei anumite perioade de
timp sau chiar lentile de contact, care sunt și mai costisitoare, trebuie schimbate la și intervale mai sensibile, regulate și soluțiile pe care le folosim pentru acestea. Într-adevăr, această metodă este și din punct de vedere financiar mai avantajos. Vreau să te întreb, la ochelari toată lumea știe, în momentul în care ai intrat oarecum în ciclul ăsta, e oarecum degenerativ. Poți să ochelari cu un anumit tip de dioptrie, după care, sigur că da, ți se mărește, scade, mai trebuie să-l modifici. După operație, există anumite controle și necesitatea unor intervenții periodice, oarecum, pentru a rămâne la... În principal obținem un rezultat stabil în cele mai multe cazuri. Uneori, într-adevăr, când dioptriile sunt mari, atunci pot să apară anumite regresii, adică să reapară o parte din dioptrii. Asta se întâmplă rar, dar și această situație are o soluție, se face încă un tratament prin care se elimină dacă reapar aceste dioptrii. Deci teoretic e o stabilizare a dioptriei. Da, da, da. Nu uitați, stimați telespectatori, puteți să ne sunați în partea a doua emisiune, o să aveți și invitații pentru spectacolul de duminică, de la ora 17, Casa de Cultură Beta Biri și Dumitru Fărcaș, dar pentru cei care aveți probleme, o să avem premii și în consultații gratuite la cabinetul invitatului nostru, Leiva Ilehar, care se află cabinetul... Pe strada Odiendre, numărul 11. Pe Odiendre, numărul 11, deci pe undeva pe lângă Spitalul Vechi, da? Da. De acolo, Odiendre, numărul 11, acolo puteți să găsiți, înțeleg, clinica este deschisă permanent. Da, acolo este cineva care poate face programări. Tot timpul care face pe Odiendre, numărul 11, acolo puteți merge și, bineînțeles, consultații. Sunt cum zilnice, având în vedere că știu că tu mai mergi și la spital. Sigur că da, în funcție de programări facem. În funcție de programări se fac și aceste consultații. Deci au de ANR numărul 11. Iată, aceasta este vestea bună, că deja în emisiunea trecută, când a fost prezent invitatul nostru, avea cazuri de pacienți veniți din alte județe pentru a se trata aici la Satu Mare. Acum, prin această metodă oarecum revoluționară în domeniul oftalmologic, cred că vor veni și mai mult. Îmi spuneai că ai pacienți din mai multe județe și da, și înainte. Așa este, așa este, datorită în principal chirurgiei vitro-retiniene care se face aici. Am mai băgat în ceață vitro, cum? În cazurile dezlipirilor de retină, așa, a diabetului, da. Așa se numește chirurgie vitro-retiniană. Asta e o specialitate mai rară care... Deci inclusiv la dezlipire de retină. La dezlipire de retină și din cauza faptului că în regiune tehnic și profesional nu există în județele învecinate, într-adevăr, colegii ne trimit pacienți cu aceste probleme și în continuare avem pacienți din alte județe. Și acum sperăm că și cu chirurgia refractivă să oferim ceva în plus pentru sătmăreni și să oprim migrarea în alte județe. Da. Să sperăm, stimați spectatori, este foarte important, repet, este foarte important ca atunci când avem o problemă de sănătate să nu fim nevoiți să ne trambalăm prin alte județe, prin alte țări, fie ea durere de dinți și până la probleme oftalmologice, este bine să avem aici instituții, cabinete specializate, profesioniste și dotate modern, ca să beneficiem de condițiile pe care le-am beneficiat într-un oraș mai mare. Și iată că invitatul nostru de astăzi, alături trebuie să recunoaștem că mai avem câțiva prieteni, colegi care mai încearcă și au mai făcut, cum e Mircea Muncean pe partea de nașteri, e tot o clinică modernă, Călin, prietenul nostru pe stomatologie. Iată că avem acum și pe oftalmologie o siguranță de a putea fi tratați bine și profesioniști aici în Satu Mare. Acum am să -ți spun o întrebare care cu siguranță ți s-a pus de multe ori, având în vedere că toate aceste investiții sunt oarecum mari, ce te-a determinat totuși să fii alături de sătmăreni, să rămâi în Satu Mare și să nu... Că practic acest aparat oriunde în orice oraș îl luai, costul lui era același. Cum ai rămas totuși
pe Satul Mare și ai realizat această investiție aici, în Satul Mare. Din păcate, în oftalmologie contează, este o specialitate tehnologizată cu foarte multă aparatură care este foarte, foarte costisitoare și ai dreptate dacă omul își face planurile din prisma profitului și din punct de vedere financiar ajunge la concluzia că nu se merită, dar dacă este mânat de dragostea de meserie și de pasiune, atunci le umbrește pe celelalte și merge înainte. Deci să înțeleg că până la urmă pasiunea a avut un rol determinant pentru care noi sătmărenii nu avem decât să ne bucurăm de faptul că ai rămas aici și mai mult, nu numai că ai rămas ca și medic, dar ai investit în Sătmăreni, să zic așa. O să vedem și niște filmulețe, stimați telespectatori, pentru că este important ca și dumneavoastră să vedeți ce se întâmplă și în ce constau aceste intervenții. Așadar, o să avem și niște filmulețe pe care o să vi le prezentăm, să le vedeți și dumneavoastră și, bineînțeles, o să le explicăm, adică o să le explicăm. Aici este protocolul preoperator, analizele pe care le facem pentru această chirurgie refractivă cu laserul Excimer. Acesta este un aparat special cu care noi determinăm acuitatea vizuală, dioptriile de care un pacient are nevoie. Este un aparat special care înlocuiește acea ramă clasică în care noi tot puneam lentilele. Acesta este panoul de comandă în care noi pur și simplu prin apăsarea acestui panou și acționarea butoanelor noi modificăm lentilele din acea ramă de probă, deci este mult mai bine pentru pacient, mult mai exactă, mult mai sigură această metodă decât acea ramă de ochelari. Acesta este un topograf cornean care necesită efectuat, este harta, acesta este rezultatul. Aceste date se introduc în laserul Excimer, în acel aparat, pentru a face un tratament cât se poate de exact. Aici măsurăm pacientului grosimea corneană cu un aparat special, care de asemenea este nevoie pentru această intervenție. Deci aici practic se fac un fel de un set de analize complete și complexe, exact, după exact, cum exact, se vede. Care sunt necesare iarăși, pentru a vedea după aceea ce fel de intervenție. Exact, dacă se poate realiza această intervenție, dacă ochiul pacientului suportă o asemenea intervenție chirurgicală și efectiv cât să reducem din dioptriile sau din complet sau total cât se poate efectua. Da, un set, după cum ați văzut, stimați telespectatori, un set de analize complex și presupun, adică ați văzut, fără o intervenție directă asupra ochiului, fără... Deci asta sunt non-invazive. Fără, fără durere. Cu aparatură modernă, fără durere, fără neplăceri. Deci, practic, se citesc aceste rezultate fără a se invada, să zic așa, exact, corpul. Deci, exact, non-invazive. Haideți să vedem următorul filmuleț. Aici deja este sala de operație, când pacientul se pregătește pentru a intra în sală, se pun picături de anestezic, așa se face anestezia. Sunt ultimele discuții între mine și pacient pentru a ne asigura că totul este în regulă, ultimele încurajări și precizări pe care le avem, după care pacientul este preluat și condus în sala chirurgică, în sala de operații. Acesta este laserul Excimer, deci este un aparat destul de mare care are patul propriu. Pacientul se așează în poziția de tratament, după care se introduce sub acel braț prin care este transmisă unda laser și care lucrează, prin care se reduc dioptriile. Chirurgul așează ochiul pacientului, se pun picături și se începe tratamentul laser. Și acesta este imaginea efectivă în care se observă acele punctulețe care vibrează pe ochi. Sunt undele laser care produc reducerea de dioptrii. Ele pur și simplu modelează ochiul în așa fel încât se reduc dioptriile. Am înțeles. Deci, practic, acele punctulețe sunt cele laserul. Acele sunt laserul, durează câteva secunde, este absolut nedureros.
după care pacientul este eliberat. Să înțeleg că această intervenție e aproape în timp real, deci cam atât durează și în timp real? Cam atât durează și în timp real, deci durează doar câteva secunde în funcție de dioptriile pacientului. Pacientul se relaxează un pic după operație, vedeți că este... Își recapetă văzul imediat după operație sau... Deja imediat după operație vede mai bine, sigur, dar necesită câteva zile, ca nimerit ușa, adică nu... Pentru recuperare finală durează câteva zile, sigur. Câteva zile, dar asta e foarte important, nu este dureroasă nici intervenția ca atare, iar după aceea câteva zile poate că este o mică jenă, dar ne... Exact, depinde de tehnica pe care o facem. Există o tehnică LASIK, așa se cheamă, după care nu, pacienții chiar nu simt nicio jenă. Tehnica PRK este într-adevăr un pic mai jenantă postoperator, dar durează doar 3-4 zile și pe urmă lucrurile se reglează. Da, mai avem un filmuleț, o poză. De fapt. Da, deci această tehnică cu laserul care am prezentat-o este utilizată în special la tineri și până în dioptrii de aproximativ 7-8 Deci atât dioptrii, de mari poate până să cam în 7-8 miopie. Da. Miopie, adică dioptrii cu minus până în cam 8 dioptrii. Astigmatism până pe la 5 dioptrii, cilindru și hipermetropie 5-6, adică hipermetropie însemnând dioptrii cu plus. Peste aceste dioptrii există o altă tehnică de a face chirurgie refractivă, înlocuirea cristalinului. Adică, dacă mai apare poza încă o dată, să vedem asta. Se extrage cristalinul pacientului din ochi și se implantează un cristalin artificial, una dintre cele din poză. Primul cristalin, cel mic, este un cristalin monofocal, așa se cheamă. Prin implantarea acestuia, noi obținem o vedere clară, fără ochelari, la distanță, iar la aproape clară cu ochelari. Cristalinul din mijloc, dacă, nu știu dacă se vede acasă în televizoare, are în centru niște cerculețe concentrice, care este un cristalin special, care permite o vedere fără ochelari, clară, și la distanță, și la distanță intermediară, și la aproape. Adică o independență foarte mare de ochelari, efectiv la toate distanțele. În majoritatea cazurilor obținem ca pacientul să nu poarte ochelari nici la distanță, nici la citit. Asta mai ales e probleme la presbiopi, adică la pacienții care deja au împlinit vârsta de 40-45 de ani, când tuturor deja este nevoie de un ochelar de citit. Și atunci, prin implantarea acestui cristalin artificial, rezolvăm și problema ochelarilor de citit. Iar cel de-al treilea cristalin din dreapta este un cristalin și mai special, care corectează și astigmatismul cilindru, astfel încât și cei care au cilindru să beneficieze de acest cristalin multifocal, ca așa se cheamă el, multifocal, adică o vedere fără ochelari la mai multe focare, la distanță, la distanță intermediară și la aproape. Da. Deci, iată, există metode și pentru acest tip sau soi de afecțiune. Cu aceste cristaline noi putem reduce dioptrii extreme foarte mari. Deci am avut cazuri în care am redus minus 18 dioptrii și recordul este de minus 35 de dioptrii la un pacient. Da, la care le trebuia ochelari din aia, fund de sifon, nu? Deci purta și lentile de contact și ochelari cu casă prin... Purtea lentile de contact, ochelari și care... citea cu lupa. Da. Și am reușit să reducem dioptriile complet până pe la minus 1 dioptrii, de la minus 35 am reușit să le coborâm la minus 1. Deci iată rezultate oarecum spectaculoase, stimați telespectatori. Mai avem un filmuleț pe care o să-l comentăm cu invitatul nostru, Leiva Ilehar. Nu uitați, pe Audian de numărul 11 puteți să vă programați la consultații oftalmologice, dar în partea a doua emisiune o să aveți și parte și de premii în consultații gratuite pentru cei care veți suna și, repet, invitații pentru spectacolul de duminică. Haideți să vedem și filmulețul și să-l comentăm. Acesta este aspectul ochiului în timpul operației, după ce s-a îndepărtat cristalinul natural al omului, al pacientului. Aici este cristalinul artificial care urmează să fie implantat. Se văd cerculețele, puțin mai târziu se vor vedea mai bine prin reflexie.
El este, are un diametru de optica de vreo 5-6 mm, dar intră printr-o incizie mică de 2 mm. Cu ajutorul acestui injector, el se pliază, este un cristalin special care apoi se depliază, se defoldează în interiorul ochiului. Și aici, când manipulăm cristalinul, se vor vedea acele cerculețe concentrice pe suprafața cristalinului, cu ajutorul cărora pacientul va vedea fără ochelari și la distanță, și la distanță intermediară și la aproape. Aici sper că se văd acele cerculețe concentrice. Acesta este aspectul la finele operației și acesta este acel cristalin special care corectează și astigmatismul. Se văd cele trei punctulețe în periferie care sunt plasate pe un ax special. Da. Deci, iată, ați văzut, e foarte bine, stimați telespectatori, când vorbim despre anumite intervenții, indiferent de care ar fi ele, să vedeți și ce se întâmplă, pentru că atunci, sigur că da, este mai ușor să vă explicați și fenomenul, cum se desfășoară, cum merge intervenția. Acest tip de intervenție, din nou, ca și durată, e destul de... Este puțin mai de lungă durată decât cea cu laserul. Durează câteva minute, 5-10 minute, dar prin... datorită faptului că deținem și acest laser și avem și această metodă de înlocuire de cristalin, noi avem posibilitatea de a acoperi o plajă de dioptrii foarte mare și de a deservi, să spun așa, interesele pacienților, atât pacienților tineri, care facem acest tratament laser, cât și pacienții mai în vârstă, de la 45-50 de ani încolo, și dioptrii, de la dioptrii mici până la dioptrii extreme. Deci avem o plajă foarte mare pe care o putem acoperi pentru a îndepărta portul ochelarilor. Da, vreau să te întreb, că spuneai că în anumite cazuri e necesar să se mai refacă operația. Există un număr limitat de intervenții cu... prin acest tip de intervenții, câte poți să faci pe durata vieții, de exemplu? Există un număr, 2, 3, 7 sau nelimitat? Reintervenția e necesară uneori în cazul primei tehnici cu laserul Excimer. El se poate efectua de 2 sau de 3 ori dacă este necesar, în funcție de grosimea cornei. Cu cât laserul lucrează pe cornee și reduce dioptrii, scade grosimea corneană și noi avem o limită de 300 de micron, mă rog, o limită la care noi putem să ajungem, dar reintervențiile sunt ablații, adică sunt reduceri mici, care de obicei cornea permite să facem. Da. Reintervenție. Și atunci, până la urmă, am înțeles că au fost efectuate asemenea operații. Ce categorie de lume tinerii doresc să scape de ochelari de obicei? Ei sunt cei mai interesați de acest tip? Sau, nu știu, și cei mai în vârstă care s-au săturat de ochelari sau s-au săturat să tot cumpere alți ochelari, să-și șpargă, să-și piardă și iară să... Dorința de a scăpa de ochelari nu este condiționată de vârstă. Atât tinerii cât și... cei mai în vârstă își doresc acest lucru. Cele două tehnici se pretează laserul în principal pentru cei tineri, pentru că tinerii încă prezintă acomodație și atunci noi, dacă cu ajutorul acestui laser anulăm dioptriile pentru distanță, ei fiind tineri acomodează și încă văd la aproape. Iar peste vârsta de 45 de ani, de aceea este nevoie de acest cristalin, pentru că noi, dacă am reduce cu laserul dioptriile la zero, ei tot ar avea nevoie de ochelari la citit. Și atunci, prin implantul acestui cristalin artificial, eliminăm și nevoia de ochelari la citit. Deci, iată, stimați telespectatori, metode simple, eficiente și rapide, nedureroase, foarte important de a scăpa de ochelari. O să discutăm despre acestea și cu dumneavoastră în partea a doua a emisiunii. Repet, o să puteți avea ca premii și consultații gratuite, dar și invitații la spectacolul dedicat dezvelirii bustului lui Avram Iancu cu Veta Biri și Dumitru Fărcaș. Așteptăm telefoanele dumneavoastră în partea a doua a emisiunii. Publicitate, revenim.
de telefon afișat pe ecran, puteți să-l citiți și puteți să intrați cu noi în direct pentru întrebări legate de oftalmologie. O să vă spun și numărul de telefon unde puteți să vă programați. ODNR 11 este adresa, dar notați-vă 0740-231-559. Deci 0740-231-559 este numărul de telefon unde vă puteți programa. Sau ODNR numărul 11, să mergeți direct pentru programare. Iată cum puteți scăpa de ochelari, cum puteți să vă micșorați dioptriile într-un mod oarecum spectaculos și foarte, foarte eficient. Așteptăm intervențiile dumneavoastră cu întrebări și, repet, avem ca premii și consultații gratuite, dar și invitații pentru spectacolul de duminică, ora 17, la Casa de Cultură, un spectacol unde capete de afiș sunt Veta Biri și Dumitru Fărcaș. Așadar, nu uitați, ODNR numărul 11 și mai notați-vă numărul de telefon, fiți pregătiți, 0740 231-559. Deci 231-559. Da, și avem un prim telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună ziua, Pilcec Viorica mă numesc. Să rămână, doamna Viorica. Aveți o întrebare pentru domn doctor legată de ochi, de oftalmologie? Da, dacă... se poate opera minus 18 dioptrie la un ochi. Dioptrie de minus 18, spuneți dumneavoastră. Da, la un ochi, la amândoi? La un ochi. La unul, da. Da, mulțumim, rămâneți alături de noi și o să încercăm să răspundem la întrebare. Așteptăm și alte telefoane legate de oftalmologie și, repet, o să beneficiați și de consultații gratuite, vor fi premii și în consultații gratuite. Se poate opera minus 18? Da, se poate. Deja această dioptrie de minus 18 se pretează pentru chirurgia cristalinului, deci înlocuire de cristalin, implant de cristalin artificial. După cum am mai spus, noi am avut prin această metodă, am redus dioptrii mult mai mari, de până în 35 de dioptrii. Deci se poate minus 18 fără probleme reduce. Deci se poate reduce, asta este vestea bună. Și ați văzut, metoda era filmuleț, ultimul filmuleț, nu? Da, exact. Exact. Am înțeles, deci se poate interveni și se ajunge la zero până se ajunge prin această metodă la cât se dorește, la zero, dar în principiu cei care sunt cu miopie foarte, cum este și doamna Viorica, de obicei e bine să rămână pe un pic de minus, pe minus 1, minus 1, da, jumate, minus 2. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună ziua! Să rămână! Cum vă numiți? Bună seara! Mă numesc Mândruța Lina. Da? Și aș dori să-i pun întrebare la domnul doctor. Vă rog, domnule, vă rog. Deci am o problemă la ochi, când am fost mică, tatăl meu a dat o scrumieră și a sărit în ochi, mă înțelegeți? Și am fost operată de doamna doctor Ștern. Da, nu contează de cine a fost operată, deci v-a sărit din scrumieră, ce, țigară, ce v-a sărit? Nu, o sticlă. A, sticlă. Am înțeles. Și am fost operată, dar ne purtând ochelarii, din câte am înțeles că am miopie. Și ar putea opera să nu mai fie sau... Purtați ochelari acum? Poftim? Purtați ochelari? Da, da. Da, și aș dori să... Bun, păi acest caz, nu știu, dăm un premiu pentru o consultație gratuită, că presupun că trebuie să vezi. Sigur, concret. Sigur că da, așa cazul ar fi cel mai bine, să facem un consult, să vedem dacă acel ochi în urma traumatismului permite o intervenție. Dacă permite intervenția. Sau nu. Sigur. Deci aveți o consultație gratuită pe ODN de numărul 11, mergeți și vă programați. Da? Avem numele dumneavoastră, spuneți că ați intervenit în direct la ora adevărului și o să aveți o programare. Nu, așteptăm pe doamna săptămâna viitoare, marți, la ora 15. Iată, mai bine, marți la ora 15, deci săptămâna viitoare, de ieri într-o săptămână, marți la ora 15, pe ODNR numărul 11 și o să vă consulte domnul doctor, să vadă exact că așa, sigur că da, e greu de stabilit. Important e să vă lămurim asupra unor lucruri, să zic așa,
principale. Apoi, sigur, amănuntele cred că sunt de la pacient. În funcție de caz, sigur, de caz la caz. De caz. Vestea bună e că, iată, până la 35 dioptrie se poate scăpa de ele și chiar fără ochelari. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, eu mă numesc Nicoara Georgeta. Să rămână. Și pentru familia Turteanu am cerut invitație pentru duminică, dar aș vrea o consultație la ochi. Am cataractă la ochiul stâng. Și am și ochelari și de citit și de vedere. Am înțeles. Deci aveți cataractă și? Cataractă la ochiul stâng și mă cam deranjează ceva la ochiul stâng. Tot acolo am probleme cu el. Da, am înțeles. O consultăm și pe doamna ca să vezi exact cataractă. Sigur, tot marți o așteptăm la ora 15.30. Deci la 15.30 marți, da? Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Bine, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, stimați telespectatori, cu nelămuriri. Până la urmă, ideea asta este că vestea bună pe care, mă rog, ne-ai pregătit-o în intervenția trecută, doar că atunci încă nu erau puse la punct ultimele... Erau planuri, da? Dar acum s-au realizat, din fericire. Acum, iată că sunt și realizabile. Am înțeles deja că ai făcut, ai avut... Da, deja am avut câteva sesiuni și totul a mers bine, pacienții au fost fericiți, chiar este o cea mai mare răsplată pentru un chirurg, răsplata profesională, în care pacienții pe care îi primești la controlul postoperator este o întâmpinare cu zâmbetul pe buze. Își calcă în picioare ochelarii. Da, da, da. Da, este sigur că da, este important. Ca și costuri, să știți că nu trebuie să vă speriați, sau să este sub 1000 de euro, să zic așa, pentru ambii ochi. Și acum, bineînțeles... Da, pentru ambii ochi este 4000 de lei. Da. Bineînțeles, în funcție și de, mă rog, dacă aveți de intervenit la un ochi sau la ambii ochi. Acum, sigur că în oftalmologie, de obicei, când e afectat un ochi, de cele mai multe ori, chiar dacă nu în aceeași măsură, e așa este, afectat și celălalt. Așa este, foarte multe afecțiuni, foarte multe boli sunt bilaterale, adică la amândoi, la ambii ochi. Așa este și în cazul dioptriilor. În majoritatea cazurilor, peste 90%, când avem dioptrie la un ochi, avem și la celălalt. Sunt anumite situații rare în care pacienții doar la un singur ochi au dioptrii, dar în acele cazuri acel ochi este și mai slab decât celălalt. Se cheamă ochi leneș sau ochi ambliop. Științific. Da, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Avem premii pentru cei care intervin și invitații pentru spectacolul de duminică. Consultații gratuite oftalmologice pe ODN de numărul 11 și cei care mai doresc consultații, am să vă repet numărul de telefon, să vi-l notați: 0740-231-559. Deci 231-559 cu 0740 înainte. Sigur că da, vă puteți programa și să vedeți ca și orice boală, și aici cred că toți doctorii, toți cei care se ocupă de sănătatea noastră sunt de acord, ca în orice boală, cu cât mergi mai repede, cu cât te prezinți mai repede, cu atât și metodele sunt mai ușoare și vindecarea este mai spectaculoasă și așa mai rapidă. Așa este, sigur. Cu cât intervenim mai timpuriu într-o afecțiune, cu atât și rezultatele post-intervenție, post-tratament au șansele să fie mai de efect, să fie mai bune. Iar cu cât neglijăm problema... Cu atât e mai rău, din păcate. Da. Aici iarăși este un lucru sensibil la oftalmologie. Sunt de obicei boli care nu dor sau nu neapărat dor. Oamenii sunt obișnuiți, din păcate, în România să meargă la medic când se urcă pe pereți de durere. Iată, aici nu te doare, ai o coare care, sigur că da, disconfort și... să nu vezi bine, dar se tot amână probabil și da, cred da. Că multe cazuri s-ar putea trata mult mai rapid și eficient. Da. Iar chiar în ultima perioadă am avut câțiva pacienți cu glaucom care a fost din păcate neglijat. Pacienții fie nu au știut de existența acestei boli, fie au știut și l-au neglijat și au ajuns într-un stadiu tardiv în care deja intervențiile pe care le efectuăm
sunt efectiv pentru a păstra ceea ce a mai rămas, deoarece glaucomul ce strică din vedere nu mai putem recupera. De aceea, mai ales cei care știu că au afecțiuni, trebuie să facă, să efectueze controle regulate, să nu neglijeze situația lor, pentru că în timp lucrurile pot evolua, se pot schimba și atunci conduita terapeutică să fie axată și să fie corespunzătoare situației în momentul respectiv. Da, aici mai vreau să te întreb ceva, pentru că știu că ai fost implicat în acea acțiune când pentru diabetici și știu că sublineai de foarte multe ori că cei care au diabet au foarte, foarte multe șanse, în ghilimele, să aibă și boli de ochi. De aceea le recomandai să-și facă des. Da, noi în continuare avem o relație strânsă de colaborare cu Centrul Antidiabetic din Satu Mare. În continuare colaborăm cu dânsii și vedem pacienții cu diabet zaharat. Pur și simplu ei trebuie doar să, cei care se adresează centrului antidiabetic, să spună că doresc un consult oftalmologic și atunci noi îi vedem cu cea mai mare plăcere, pentru că diabetul poate să producă patologii, boli dezastruoase la ochi, care pot să ducă la orbire. Deci obligatoriu cei care au diabet și chiar dacă pacienții văd bine, trebuie să fie, din momentul în care s-a pus diagnosticul de diabet zaharat, trebuie să fie controlați periodic la fundul de ochi, la ochi, adică un examen oftalmologic. Este foarte important. Da, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, stimați telespectatori. Mai avem premii pentru cei care vor interveni în direct. Aveți numărul de telefon afișat pe ecran. Și tot apropo de aceste consultații, cum se procedează în cazul copiilor? De la ce vârstă ar trebui duși copiii la aceste controle oftalmologice? Pentru că ei poate nu realizează sau nu-și dau seama că nu văd bine. Da, chiar mă bucur că ai deschis acest subiect. Este foarte important să depistăm viciile de refracție sau altfel spus dioptriile la copii, pentru că pot să fie, problemele apar când sunt diferențe de dioptrii între ochi. Dacă există diferență de dioptrii între ochi, ochiul care are dioptrii mai mari se va dezvolta cu o vedere mai slabă decât ochiul cu vedere cu o dioptrie mai mică. Deci ochiul care are, să spunem, plus 5 dioptrii va vedea mai slab decât ochiul care are plus 3 dioptrii. Și atunci acest lucru poate fi prevenit dacă descoperim această diferență până la vârsta de, ar fi bine, 5-6 ani, ca să luăm măsuri, să dăm ochelari și dacă trebuie să facem ocluzie, adică să acoperim ochiul care trebuie, astfel încât să stimulăm celălalt ochi mai slab să vadă mai bine. Deci este o problemă care se poate ajuta, se poate ajuta foarte bine, până la nivelul în care copilul recapătă foarte mult din vedere, uneori chiar complet, dar dacă rămâne problema neevaluată, nedescoperită și netratată, atunci, din păcate, ochiul devine ambliop sau ochi lene și nu se va mai putea ajuta. Te întrerup puțin să mai luăm un telefon între timp, să nu îi ținem foarte mult pe fir. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, cu doamna Costina. Bun. Am o fetiță care aș vrea să mă șeie la domnul doctor pentru oftalmologie. O fetiță care are anumite probleme? Da, are anumite probleme și poartă ochelari. Acum aș vrea să-i fac un control și să-i schimb ochelarii, pentru că e la școală și nu mai vede tabla. Așa bine. Să-i schimbați ochelarii sau de ce nu chiar să scape de ochelari, dacă e o metodă bună? Păi acum, dacă am ajunge la domnul doctor, atunci am vedea care este problema. Cea mai bună soluție. Da. O primești pe fetița? Sigur că doamna, cu mare plăcere. Păi să o așteptăm miercuri la ora 15. Miercuri la ora 15, deci de azi într-o săptămână, azi e miercuri, nu? Da, da. De azi într-o săptămână la ora 15, o să vă rog să rămâneți puțin la telefon, să vă lăsați și numele în studio. Miercuri la ora 15 puteți să vă prezentați la domnul doctor, să vadă exact despre ce este vorba în cazul fetiței, pentru că chiar și tocmai vorbeam de copii și problemele pe care le pot avea copiii. Sigur că la copii e o problemă, să zic așa, destul de delicată, având în vedere că ei au nevoie și la școală de
mă rog, de scris, de citit și e normal că își folosesc poate chiar mai des decât un adult ochii. Și iată ce spunea puțin mai devreme invitatul nostru, să mergeți la aceste consultații pentru copii, pentru că altfel vă puteți trezi cu neplăcuta surpriză să se dezvolte nu în echilibru sau, mă rog, în ochiul leneș, ambliopia ochiul leneș și să fie mult mai greu de remediat. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Gheorghe. Da, domnul Gheorghe, vă ascultăm. Am cataractă la un ochi și aș vrea să vă, domnul doctor, face operație de cataractă. Dacă faci operații de cataractă, da. Sigur că da. Mulțumim pentru intervenție, deci se fac operații de cataractă, nu? Sigur că da. Îl așteptăm pe domnul Gheorghe la un consult la noi. Deci un consult, domnul Gheorghe, pe ordine de numărul 11 și după aceea, sigur că da, dacă este cazul, operații de cataractă. Cataracta ce e? Ceața aia albiceață? Da, adică cataractă sau ceața? În termen popular albeață, este o afecțiune... Asta vine frecventă, odată cu vârsta? Odată cu vârsta. Odată cu vârsta, în principiu, după vârsta de 50-60 de ani, foarte multă lume deja prezintă această cataractă. Deja este o operație standardizată, tehnologizată, avem toate condițiile pentru a face această operație. Nu este o intervenție complicată, este nedureroasă, tot așa, cu picături. A, deci fără nu probleme, e complicată, nu e nu, ceva... Fără probleme, aceasta se poate ceva realiza. Foarte complicat. Bun, apare cu vârsta și din cauza asta aceste consulturi poate sunt recomandate și persoanelor, adică și copiilor, dar și persoanelor, să zic, peste 60 de ani, nu? N-ar ști ca să... Sigur, da, așa este că deja de la oarecum regulat. Regulat, da, nu ar fi, ar fi foarte indicat, pentru că sunt aceste afecțiuni care sunt legate de vârstă, cum este degenerescența maculară, care iar este o afecțiune, din păcate, frecvent întâlnită, diabetul, cataracta, deci sunt anumite o sumedenie de patologii care vin odată cu vârsta și dacă apar ele, sunt, e foarte bine să fie detectate din timp, astfel încât măsurile să fie luate tot așa timpuriu și rezultatele să, bineînțeles, reflectă faptul că noi luăm din timp măsuri. Da, asta este din nou important. Până la urmă, stimați telespectatori, concluzia, ne apropiem de finalul emisiunii, mai puteți suna timp de câteva minute doar pentru a interveni în direct cu întrebări, interpelări legate de tema discuțiilor noastre despre oftalmologie. Am vorbit astăzi și despre faptul că e bine să mergeți la aceste controle, iar dacă aveți probleme să nu ezitați să vă prezentați, cu cât le identificați mai repede, cu atât se pot și rezolva sau se poate acționa asupra ochilor în cazul acesta mult mai rapid. Pe ordine numărul 11, cei care ne-au sunat, mă rog, cei care ne-au sunat pentru probleme oftalmologice au parte de aceste consultații gratuite marți, respectiv miercurea viitoare, în funcție de cum va informat invitatul nostru, iar cei care doriți să vă prezentați, doriți programări, de asemenea vă reamintim numărul de telefon 0740 231 559, deci 231 559, 0740, puteți să vă prezentați, să vă faceți și bineînțeles să aveți parte de aceste consulturi. Ca și statistică aș vrea să te întreb, majoritatea pacienților tăi ce gen de probleme oftalmologice au? Din punct de vedere chirurgical, să spun așa, majoritatea sunt cu această albeață, cataractă, care reflectă de statistic, de fapt, frecvența problemelor în populație. Cataracta este cea mai frecventă, după care urmează problemele de pol posterior, de chirurgia, această chirurgie a retinei. Cei cu diabet, cei cu dezlipiri de retină sunt... într-adevăr și aceste patologii frecvente, după care, sigur, glaucom, aceste degenerescența maculară, deci, da, sunt, dar cea mai frecventă este cataracta, pe urmă dezlipire de cataracta retină. Cataracta, această albeață. Retină, această albeață, asta este dezlipirea cea mai... Dezlipirea de retină cum se manifestă? Care e simptomatica ei? Dezlipirea de retină se manifestă prin depunerea unui unei
perdele, să spun așa, asupra câmpului vizual, amputarea câmpului vizual, așa percepe pacientul și ea nu poate să treacă neobservată. Când, adică nu-i bate faza lungă, cum a devenit? Deci? Pur și simplu este amputat o parte din câmpul vizual, într-o parte din, să spun așa, din câmpul vizual nu mai vede, vede o pată neagră și atunci poate să fie... Aveți numărul de telefon afișat pe ecran acum pentru consultații, aveți acolo numărul de telefon pentru cei care n-ați reușit, pentru că mai avem foarte puțin timp, puteți să-l notați de pe ecran numărul de telefon pentru programări, îl aveți chiar acum pe ecran. Vreau să te mai întreb apropo de faptul că această, mă rog, cataractă apare după o anumită vârstă. Se poate face ceva preventiv? Există metode de prevenție sau... vrând nevrând? Din păcate sunt tot felul de picături, de tratamente care s-au prescris, se mai prescriu pentru cataractă, dar ele nu opresc și nu vindecă cataracta. Eventual o încetinesc? Uneori o încetinesc, o lună, două, deci sunt, nu au efect în cataractă. Singurul tratament eficient în cataractă este intervenția chirurgicală. Pentru că se apropie sezonul, de fapt este deja vară sau se apropie sezonul de vară, așa, cât de eficient sau cât de bine este purtarea ochelarilor de soare, tot pentru protejarea ochilor. Este foarte indicat să purtăm ochelari de soare pentru că și aceste raze ultraviolete care sunt în atmosferă pot să degradeze atât cristalinul, să grăbească evoluția cataractei, pot să afecteze și retina. Iar dacă tot ai spus de vară, din păcate foarte mulți pacienți, fiind sezonul, e și epidemie, pot să spun, cu conjunctivită, keratoconjunctivită, astfel încât le atrag atenția telespectatorilor să aibă grijă să nu se manipuleze ochiul cu mâna murdară, să aibă grijă la băile publice când se duc, pentru că este sezonul de conjunctivite și această boală este extrem de neplăcută și uneori poate să creeze și complicații. Și complicații, da, este într-adevăr o epidemie, practic, de conjunctivă, e transmisibilă? Este contagioasă, trebuie cine are conjunctivită să prosopul propriu în familie, nu cumva se transmite la membrii familiei. Igiena foarte bine realizată este foarte important. Da, suntem pe final de emisiune, stimați telespectatori, nu uitați, aveți numărul de telefon pentru programări pe ecran, nu mai reușim să luăm alte telefoane în direct. Acum cei care au sunat sunt așteptat marți, respectiv miercuri, la cabinetele de pe Audi Andre numărul 11. De asemenea, vă puteți și programa. Vestea bună, concluzia acestei emisiuni este că puteți scăpa de ochelari prin metode moderne, metode de ultimă generație, de ultimă oră, metode care îi fac și pe alți pacienți, adică pe pacienți din alte județe, să vină aici la Satu Mare și aceasta datorită ambiției, să zic așa, și pasiunii, pentru că până la urmă e mai mult pasiune decât vreun alt soi de interes, cel puțin în prima fază. Cine știe, peste 20 de ani poate să fie... Vom vedea. E mai mult pasiune decât interes financiar. Avem norocul să îl fi convins ceva din orașul nostru pe Leivă Ilehar să rămână aici în Satu Mare și mai mult de atât să și investească în aparatură modernă în acest domeniu oftalmologic. Noi îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături frumos de noi. Cu siguranță o să ne mai revedem și cu siguranță o să ținem la curent cu mare plăcere, sigur. Cu mă rog, ce se mai întâmplă și ce mai e modern în oftalmologia sătmăreană? De cât timp ai început efectiv aceste operații? Aceste operații de câteva luni de zile deja le-am început. De câteva luni, deci avem deja feedback, oameni mulțumiți, oameni care s-au bucurat de rezultatele lor. Stimați telespectatori, cam aceasta a fost emisiunea noastră. Mulțumim invitatului nostru atât că a fost azi alături de noi, cât că a rămas aici în Satu Mare alături de noi. Și bineînțeles vă mulțumim dumneavoastră că ați fost ca de obicei și ne-ați urmărit. Cei care v-ați înscris la consultațiile gratuite sunteți așteptați pe Audi Andre numărul 11. Nu uitați, stimați telespectatori, cele mai bune știri din regiune la ora 20, știrile Nord-Vest TV. Cam atât am avut pentru astăzi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.
ăștia toți, mama, 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 mama,